pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28. Ultimele zile ale lui Isus. Isus s-a îndreptat spre Ierusalim. El dorea să fie prezent la sărbătoarea Paștelui. Isus știa însă că acesta va fi ultimul lui Paște pe pământ. De această dată, în Ierusalim, avea să îndure suferința și să-și dea viața pentru omenirea în păcat, pentru a o salva. Dar, înainte ca să se întâmple toate aceste evenimente, Isus dorea să petreacă ceva timp cu ucenicii săi și să le spună multe lucruri. Chiar dacă ei nu puteau înțelege pe deplin cuvintele lui, Isus știa că mai târziu totul va fi explicit. Cu 6 zile înainte de sărbătoarea Paștelui, Isus cu ucenicii au venit în Betania, unde locuia Lazar cu surorile lui. Marta le slujea, iar Lazar ședea la masă împreună cu oaspeții. Maria a luat un vas cu mir foarte scump și a uns picioarele lui Isus și le-a șters cu părul ei. În toată casa s-a răspândit un miros minunat. Atunci, unul dintre ucenici, pe nume Iuda Iscarioteanul, care avea să-l vândă pe Isus, a spus: oare nu era mai bine dacă se vindea acest mir scump cu 300 de dinari și să se împartă banii săracilor? Spunea însă lucrul acesta nu pentru că îi păsa de cei săraci, ci pentru că era un hoț. Iuda mergea împreună cu Isus și avea la sine punga cu banii comuni. Dar Isus a intervenit în apărarea Mariei. Lasă-o în pace! Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Pe mine însă nu mă veți avea întotdeauna, a spus Isus. Mulți iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit să vadă pe el și pe Lazar, pe care Isus îl înviase dintre cei morți. Însă preoții cei mai de seamă au plănuit să-l omoare pe Lazar, deoarece mulți iudei, văzându-l viu, credeau în Isus. Mulți oameni din toată Galileea și Iudeea au venit în Ierusalim la sărbătoarea Paștelui. Isus a trimis pe 2 dintre ucenicii săi în satul vecin și le-a spus: acolo veți găsi un măgăruș legat, pe care nu a încălecat încă nimeni. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva de ce faceți acest lucru, spuneți-i că Domnul are nevoie de el. Ucenicii au făcut exact cum le spusese Isus. Ei au mers și au găsit măgărușul. Când au vrut să-l dezlege, au fost întrebați: ce faceți? Dar ucenicii le-au răspuns: Domnul are nevoie de el. Atunci stăpânii le-au permis să-l ia. Când au adus măgărușul la Isus, el a încălecat pe dânsul și astfel s-au împlinit cuvintele prorocului Zaharia: iată, împăratul tău vine la tine, călare pe mânzul unei măgărițe. Mulți oameni își așterneau pe drum hainele, iar alții presărau ramuri de palmier. În jurul lui Isus mergeau o mulțime de oameni strigând: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția părintelui nostru David! Când a intrat Isus în Ierusalim, toți se întrebau: cine este? Iar din mulțime venea răspunsul: acesta este Isus, prorocul din Nazaretul Galileei! Mulți l-au întâmpinat cu admirație când au aflat că el a înviat pe Lazar. Dar fariseii vorbeau între ei:
Vedeți că nu câștigăm nimic. Deja toată lumea merge după el. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus la templu. Templul era un locaș sfânt, unde iudeii se închinau lui Dumnezeu. Dar imaginea pe care a văzut acolo l-a întristat foarte mult. În curtea templului erau mulți vânzători de oi și porumbei. La mese erau cei ce schimbau bani. Oamenii veneau la templu să se închine și cumpărau de acolo marfa necesară pentru jertfă. Tuturor le era convenabil, deoarece nu trebuiau să aducă de acasă darurile pentru jertfă, ci le procurau din curtea templului. Când a văzut Iisus acest lucru, și-a făcut un bici și a alungat din templu pe toți schimbătorii de bani și pe vânzători împreună cu animale. A răsturnat mesele și le-a împrăștiat banii. Iar celor ce vindeau porumbei le-a poruncit: scoateți porumbeii de aici! După aceea a zis celor ce erau în templu: casa mea este o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. În templu erau mulți orbi și șchiopi. Ei veneau la Iisus și el îi vindeca. Cărturarii și fariseii s-au umplut de mânie, văzând minunile pe care le făcea Iisus și pe copii strigând: Osana, fiul lui David! Ei i-au spus: auzi ce zic aceștia? Da, oare n-ați citit că din gura pruncilor el își va scoate laude? I-a întrebat Iisus. Iisus a venit din nou la templu și învăța poporul. Cărturarii și fariseii au venit la el și l-au întrebat: cu ce putere faci aceste lucruri și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare. Dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Fariseii nu doreau să răspundă la această întrebare și au decis să spună că nu știu. Atunci Iisus nu le-a răspuns la întrebarea lor, ci le-a relatat o pildă. Un om avea doi fii. El a venit la cel mai mare și a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Însă fiul a spus că nu vrea să meargă. Dar mai târziu a regretat că îi spusese astfel tatălui și a mers. Tatăl însă s-a dus la celălalt fecior. Fiul a zis că va merge să lucreze, dar nu s-a dus. Cine dintre ei a făcut voia tatălui? A întrebat Iisus. Primul, au răspuns ei. Adevărat, voi spuneți că veți face voia lui Dumnezeu, dar nu faceți. De aceea, vameșii și păcătoșii vor merge înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul vă spunea ce trebuie să faceți ca să fiți plăcuți lui Dumnezeu, dar n-ați crezut cuvintele lui. Însă vameșii și păcătoșii au crezut, s-au pocăit și au început o viață nouă. Și măcar că ați văzut acest lucru, nu v-a părut rău la urmă ca să-l credeți, le-a spus Iisus. Iisus le-a mai spus o pildă sau o parabolă. Un om a plantat o vie, a împrejmuit-o cu un gard și a zidit un turn de pază. Apoi a dat-o unor viticultori și a plecat pe un timp îndelungat. Când a venit vremea strângerii recoltei, el a trimis pe robii săi după roade. Însă viticultorii au pus mâna pe ei, pe unul l-au omorât, pe altul l-au bătut, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Atunci stăpânul a trimis și mai mulți robi, însă viticultorii au procedat cu ei la fel. Când a văzut stăpânul viei acest lucru, a zis: ce să fac acum? Voi trimite pe fiul meu prea iubit, pe el îl vor respecta. Poate când îl vor vedea, le va fi rușine. Viticultorii răi, văzând că vine chiar fiul stăpânului
și au zis unul altuia: acesta este moștenitorul, haideți să-l omorâm și să-i luăm moștenirea. Ei l-au scos afară din vie și l-au omorât. Cum crediți, când va veni stăpânul viei, ce le va face el acelor viticultori? I-a întrebat Iisus. Pe răii aceia îi va condamna la moarte, iar via o va arenda altor viticultori, care la vremea potrivită îi vor da partea din roade, au răspuns preoții. Vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată altui neam care va aduce roadele așteptate, le-a spus Iisus. Preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbea despre ei. De aceea ei doreau să-l prindă, dar le era frică de popor, pentru că îl considera proroc. Într-una din zile, Iisus se duse la templu. Acolo s-a așezat în fața vistieriei și se uita cum aruncă poporul bani. El vedea că în templu veneau oameni din diferite clase sociale. Unii dintre ei erau îmbrăcați în haine frumoase și purtau bijuterii. Oamenii aceștia puneau în cutia pentru daruri mulți bani. Ei erau foarte bucuroși că fapta lor era văzută de alții și apreciată. În acest timp, în templu a intrat o femeie săracă. După haine, îți dădeai seama că era văduvă. Deci, nu avea soț care să aibă grijă de ea. Femeia s-a apropiat de cutia pentru daruri. În mână ținea strâns doi bănuți. Aceste monede nu aveau valoare și aproape că nu puteai să-ți procuri ceva cu ei. Dar era tot ce avea femeia. Văduva s-a grăbit și a pus bănuții, după care repede a plecat. Iisus a văzut gestul femeii. El a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a pus mai mult decât toți ceilalți. Bogații au mulți bani și după ce jertfesc ceva, lor le rămâne încă multe monede în buzunar, fiindcă ei dau din surplusul lor. Însă femeia aceasta a dat din sărăcia ei tot ce avea. Iisus a mai spus o pildă ucenicilor săi. Împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau înțelepte și 5 neînțelepte. Cele neînțelepte au luat candelele, dar nu și-au luat un de lemn de rezervă. Însă cele înțelepte, împreună cu candelele, și-au luat și un de lemn în vase. Mirele a întârziat. Așteptându-l, toate fecioarele au ațepit și apoi au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată, vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare! Atunci toate fecioarele s-au trezit și și-au pregătit candelele. Cele neînțelepte au început să le roage pe cele înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, fiindcă ni se sting candelele. Dar ele au răspuns: nu, ca nu cumva să se termine și al nostru. Duceți-vă mai bine la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Când cele neînțelepte au plecat să cumpere unde lemn, a venit mirele. Fecioarele care erau gata de venire mirelui au mers cu el la ospăț și ușele s-au închis. Au venit și cele neînțelepte și se rugau: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el le-a răspuns: adevărat vă spun că nu vă cunosc. La final, Iisus le-a spus: vegheați, pentru că nu știți nici ziua, nici ora când va veni Fiul omului.